Astăzi și-a deschis porțile Salonul Industriei Ușoare, o expoziție mult așteptată de publicul timișorean. Timp de 5 zile participă peste 50 de firme din întreaga țară, producători și comercianți, care expun spre vânzare o gamă diversificată de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, blănărie, lenjerie de pat, lenjerie intimă, îmbrăcăminte pentru copii. Pe lângă acestea, publicul mai poate să cumpere o serie de bijuterii, cosmetice, produse naturiste. În paralel, în spațiul exterior al Centrului Regional de Afaceri, funcționează și târgul de produse tradiționale, care își așteaptă vizitatorii cu o gamă diversificată de produse care se pot degusta, dulciuri de casă, produse apicole. Orarul expoziției este de miercuri până sâmbătă, între orele 10 și 20 și sâmbătă între 10 și 18. Ce pot să vă mai spun? Că intrarea este liberă, așteptăm publicul în număr mare, că avem și produse de toamnă, articole de îmbrăcăminte, mai avem și de vară, timpul fiind foarte frumos. Așteptăm în număr cât mai mare să vină să-și reînnoiască garderoba. Păi mai sunt și niște firme noi, că fiind două expoziții mari în țară, n-au putut să vină toate aceleași firme. Mai avem un producător din Câmpeni cu confecții de damă, perini decorative, încă o firmă nouă cu pantofi. Deci sunt și noutăți.